O a doua repriză pe care noi trebuie să o uităm foarte repede, însă asta nu știrbește nimic din meritele echipei din Vâlcea, care a câștigat, ne-a fost net superior în cea de-a doua repriză. Noi n-am mai reușit să ne apărăm. Olișević într-o formă foarte, foarte bună. O să trebuie să ne facem noi toate analizele, să reușim să ne echilibrăm foarte repede, pentru că urmează o etapă extrem de importantă pentru noi la Zalău. Trei puncte importante puse în joc. La Zalău a câștigat destul de puțină lume în această ediție de campionat și cu siguranță că și nouă ne va fi foarte greu. Sper din tot sufletul să ne echilibrăm repede, să mergem la Zalău cu o motivație în plus, pentru că pentru noi rămâne cea mai importantă competiție, campionatul. Nicoleta Dincă, azi dimineața a avut un control la spital, a fost diagnosticată cu un virus de gripă comun. Din păcate pentru noi și absența ei a contat, absența Dianei Șaman, absența Andrei Moroianu. Am avut destul de probleme în perioada asta, și o perioadă de pregătire destul de ciudată în care am avut patru fete plecate la lotul național, ne-am pregătit 5 la 5. Însă asta nu scuză cu absolut nimic faptul că n-am reușit să ne apărăm în zona centrală, în primul rând pentru că știam că acolo va fi cea mai mare presiune, și plus cred că și ratările în situații de 1 la 1 au contat într-un joc în care întâlnești campioana în exercițiu și într-un joc în care întâlnești o echipă de asemenea valoare. Cred eu că ratările sau lipsa de concentrare face diferența. N-aș da neapărat vina pe program. Ai văzut și turneul care am jucat din 3 în 3 zile, ne-a mers foarte bine, am avut o pauză de 10 zile și ne intrăm mai greu în ritm. Asta e o perioadă extrem de importantă pentru noi, jucăm din nou din 3 în 3 zile și o să trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm această perioadă. Pentru că e o perioadă extrem de importantă din viața Gloriei, și în campionat, și în cupele europene. Există niște șanse pe care mi-ar părea foarte, foarte rău să le ratăm. Știi că eu n-am vorbit niciodată despre arbitraj, poate m-am auzit din băieții destul de agitat. Cred că băieții au făcut niște greșeli. Nu știu dacă ești de o parte și de alta, poate că subiectiv la ora asta și mi se pare că mai mult în defavoarea noastră. Însă asta e las pe cei ce pot să... ce au putere de decizie să decide. Obiectivul Bisteei în Cupa României, în momentul în care am plecat la drum, a fost să ajungem cât mai departe. Ne-am dorit cu toții Final Four. Am avut ghinion la tragerea asta, aș putea spune, pentru că am întâlnit probabil cel mai greu adversar pe care îl puteam întâlni în această fază, însă am mai ieșit și altă dată. În momentul în care vrei trofee, în momentul în care vrei să crești, în momentul în care vrei să ajungi în etape superioare, oricum dai de echipele astea. Adică, din păcate, de anul ăsta ne-am oprit în optimi. Rămânem în două competiții în care sper eu să ajungem cât mai departe.